Maruche. Chivu Andrei este eliminat pentru al treilea avertisment. Primul finalist, Kazan Daniel. Sergiu este eliminat pentru al treilea avertisment. Cel de-al doilea finalist, Fântânarul Alexandru. Campion în categoria localnici, Kazan Daniel din comuna dumneavoastră, un vechi luptător în luptele Tătărești-Curești. Thank you.
Apoi Cristian, împreună cu deputatul Parlamentului României din partea unui democrat de atâta rog cum spun în România, un avocat Ahmed Varol. Numele organizatorii se aducă încet încet în vremurile spre arena. Combatim 2021! Premii tradiționale, de asemenea, premii în bani, premii importante în bani acordate de organizatori.
voce pentru campionul nostru. Mâine, pe stadionul din Comuna 23 August, începând cu orele 16. Caravanatul de altădată păstrează și astăzi urmele tătarilor stabiliți pe aceste meleaguri în urmă cu aproximativ 550 de ani. Cartierul tătăresc există încă și fizic, dar și în conștiința colectivă a localnicilor. O comunitate frumoasă și implicată în viața localității, cu oameni harnici și mândri de valorile lor culturale, care, alături de alți etnici care trăiesc în Mihail Cogălnicianu, sunt partea unei bogății aparte pe care administrația locală o protejează și o valorifică așa cum știe ea mai bine. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Zulchefil Kayali, președinte al organizației locale a UDT-TMR și consilier local la Mihail Cogălnicianu. Domnule Kayali, începem discuția de astăzi cu noua geamie de la Mihail Cogălnicianu. Ce reprezintă acest nou lăcaș pentru comunitatea musulmană din Mihail Cogălnicianu și cine sunt cei care au contribuit la împlinirea acestui proiect? Geamia din Mihail Cogălnicianu, cum să vă spun, s-a început construcția acestei geamii în urmă cu 10 ani. Și unul dintre oamenii care s-a implicat foarte mult pentru construcția acestei geamii a fost fratele meu, Kayali Demirel. Acum 10 ani s-a început construcția geamiei și după câțiva ani de zile s-au întrerupt lucrările pentru că nu am mai avut finanțare din partea statului, pentru că atunci a fost o finanțare din partea statului și cu foarte mari greutăți, cred că acum 2 luni de zile, am reușit să finalizăm lucrările de la geamie. Și aici aș vrea să adun mulțumirile mele primăriei din Mihail Cogălnicianu, doamne primar Belu Ancuța, care fără sprijinul financiar al primăriei, nu cred că am fi finalizat lucrările de la geamie. Este o lucrare foarte importantă. Geamia veche nu se mai putea intra înăuntru acolo. La fiecare ploaie care era mai mare și se inunda. E o bucurie mare pentru comunitatea din Cogălnicianu. Acum 2 luni de zile am făcut un fel de inaugurare, adică inaugurarea oficială nu s-a făcut, dar imamul a intrat în geamie, au venit femeile din cadrul comunității și s-a pus covoarele, s-a pus perdele, s-a făcut curățenie în geamie și mi s-a făcut și eu o slujbă în geamie. De bairamul acesta ați fost acolo? Da, a fost primul bairam la care cei din comunitate, au venit la geamie. Și cum a fost? A fost foarte frumos, deci e și geamia e mare, e spațioasă, deci s-a stat lejer, a fost foarte frumos. Deci v-am spus, din punctul ăsta de vedere, suntem foarte mulțumiți. Am un singur regret, că fratele meu, Demirel, Allah rahmatei lăsând, nu a apucat să vadă și el geamia finalizată. Sunteți consilier local și președinte al organizației locale a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Vorbiți-ne, vă rugăm, despre proiectele pe care le aveți pentru comunitatea din Mihail Cogălnicianu, domnule Kayali Zulchefil. Una din proiectele la care mă gândesc ar fi să reîncepem cursurile de predare în limba tătară, să promovăm obiceiurile și tradițiile noastre, să reluăm activitatea ansamblului de dansuri tătărești Irdăzdar Caramurat. Și sunt înființați foarte mult, e un ansamblu... Da, este un ansamblu renumit,
în cadrul Uniunii și vrem să reîncepem cu... Trebuie să încercăm să găsim tineri cu talent sau să-i inițiem în arta dansului tătăresc. Cază și Ghidem, când vom mânca la Mihail Gogolnicianu? Să sperăm că la iarnă, atunci este sezonul de Ghidem și de Cază. De mult n-am mai făcut. Festivalul Cazăului și Ghidemului, care tot timpul se ține la Mihail Gogolnicianu. Se ținea, dar uitați că de mult n-am mai ținut și de-abia așteptăm, a fost într-adevăr cu pandemia, cu criza asta și încercăm în noiembrie, decembrie să sperăm că o să ținem un festival frumos acolo în Cogolnicianu. Și Ghidemul și Cazău din Caramurat este renumit. Știm că deci este renumit, la noi dar așteptăm să simțim și gustul acela renumit. Să sperăm că o să fie bine. Localitatea Mihail Gogolnicianu este renumită pentru componența sa multietnică, dar și pentru implicarea administrației locale în viața culturală și susținerea activităților în acest domeniu. Cum și când va renaște localitatea din acest punct de vedere după această perioadă îndelungată de inactivitate? Filiala Mihail Gogolnicianu a luat ființă în anul 1991. Printre membrii fondatori s-a numărat domnul Aziz Tasin, domnul inginer Ibrahim Orhan, domnul Bektemir Bayazit, care a fost și primul președinte de filială. După Bektemir Bayazit a urmat la filială domnul Ali Erturahan, Allah rahmet eylesin. Aici țin să menționez că în fiecare an se organizează memorialul de Cureș Ali Erturahan. După Ali Erturahan a venit la conducerea filialei domnul Ali Ratin, iar din anul 2004 până în anul 2012, președinte de filială a fost Cayali Demirel. Din 2012 sunt președinte de filială. Cu această ocazie aș vrea să aduc mulțumiri unor membri din cadrul comunității și al Uniunii care au fost tot timpul alături de mine, alături de Uniune. Printre ei aș vrea să-i menționez pe domnul Aziz Bahadin, Kabul Shukuri, Oturbay Zenetin, Zekeria Adem, Mehmet Shekip, Murat Peuat. Aș vrea să evidențez și pe doamna președinte de filială, Abdullah Narcis. La femei? Da, la femei. Este la președinta organizației de femei. Și bineînțeles că vom continua cursurile de limba tătară, vom continua activitățile cu ansamblu și vrem să implicăm tineretul să vină în cadrul Uniunii, să se implice în activitățile și în activitățile filialei. Domnule Zulchefil Kaeli, vă mulțumim frumos că ați venit în cadrul emisiunii Tătarii din România, România Dan Tatarlar, și sperăm să ne vedem, inshallah, la activități. Și eu vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc pentru invitație. Sabonus. Sude sabonus. La 17 km de municipiul Constanța, Comuna Lumina are o comunitate nu foarte mare, dar hotărâtă de tătari. Faptul că la alegerile locale reușesc mereu să se mobilizeze și să își trimită un reprezentant în Consiliul Local reprezintă cea mai bună dovadă a spiritului de echipă. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Hagi Khalil Enghin, consilier local la Lumina. Salam alaikum și bine ați venit în studioul nostru! Alaikum salam, mulțumesc pentru invitație! Domnule consilier, cum au trecut cele aproximativ 6 luni de mandat de consilier? Cum să vă spun eu, în primul rând, noi am încercat să ne organizăm cum ar fi în cadrul partidelor în interiorul primăriei, pentru că am dorit ca fostul primar, noi am pierdut primarul, fostul primar penalist, a pierdut alegerile la 40 de voturi față de contracandidat de la PSD și am lăsat în urmă foarte multe proiecte în vechiul mandat, pentru că eu sunt acum pentru al doilea mandat consilier în primăria Lumina. În mandatul trecut am promovat și am adus aproape la înfăptuire multe proiecte, unele s-au făcut, altele sunt acum în curs de derulare.
și am dorit ca primăvara, am încercat și am reușit ca pe domnul fostul primar care a fost să-l facem viceprimar pentru, și să creăm o majoritate pentru a ne continua proiectele pe care le-am început. Între timp, lucrurile au mers foarte bine, au fost începutul cu pandemia, lucrurile nu au plecat, de fapt, de la început foarte bine, doar acum au început să intre pe făgașul normal, au început proiectele de asfaltare care sunt să se desfășoare. Noi avem o mare problemă în lumina cu, în primul rând, cu infrastructura. Și sunt lumina are din 1990 până în 2016 au fost asfaltați doar 9 km de stradă. Lumina însumează undeva la 59 de km de străzi. În cei 4 ani din 2016 până în 2020 s-a reușit crearea unor proiecte pentru asfaltarea 20 de km de străzi. Așa, astfel încât în momentul de față s-a ajuns la o asfaltare de undeva la jumătate din capacitatea străzilor care sunt în lumina. Asta ar fi cea mai mare sau proiectele prioritare pentru comunitate. Ce mesaje vă transmit locuitorii Comunei Lumina? În Lumina sunt mai multe proiecte în afară de infrastructură. În primul și în primul rând pe faptul că Lumina s-a extins foarte mult. Lumina în anii 90 avea undeva în jur de 5.000 de locuitori. Iar acum am ajuns în situația de a avea undeva peste 12.000 de locuitori. S-au făcut cartiere foarte multe în Lumina. Toate aceste cartiere au necesitat proiecte de anvergură, începând de la canalizări, străzi, canalizare, infrastructura cu totul, gazele și așa mai departe. S-a lucrat de-a lungul timpului pentru aceste proiecte. Acum mai devreme, toată lumea dorește asfalt. Asta ar fi cea mai mare prioritate a oamenilor care ce dorește lumea cel mai mult. Pe partea de comunitate tătară avem, spre exemplu, la ora actuală suntem într-o situație foarte urâtă cu geamia. Geamia prezintă crăpături foarte mari. Am luat legătura cu domnul Muftiu. Am încercat inițial, am dorit decât să reconsolidăm geamia. Domnul Muftiu ne-a trimis să facem un studiu geotehnic. Am făcut studiu geotehnic. Conform expertizei geotehnice, ni s-a spus că geamia prezintă risc de prăbușire și nu ne prezintă garanție. Ca atare, trebuie demolată. Au urmat pașii foarte grei pentru noi, pentru că am prins anul ăsta pandemic în care totul s-a făcut online. În primul rând, nu aveam niciun document. În primărie, în geamie, nu exista niciun document. Nu aveam autorizație de construcție, nu aveam acte proprii, nu aveam nimic. Am scos din primărie o copie a actului de proprietate. După aceea am încercat și am reușit să facem tot ce trebuie. Cadastru, intabulare, act de proprietate. Mi s-a cerut patrimoniul geamiei. Mi s-a cerut nomenclatura stradal. Toate aceste lucruri le-am făcut. Am obținut avizele de la Enel, de la Congas, de la Medi, de la Sănătate. Am obținut proiectul, am reușit să găsim un tătar de nostru de la, numele lui este Givan, Mustafa Givan, este inginer constructor, ne-a ajutat în formarea, în crearea proiectului, ne-a făcut proiectul efectiv. Și acum am ajuns în situația în care am depus în primărie pentru obținerea autorizației de construcție. Urmează mai departe, trebuie să obținem o firmă care să se facă licitație, să fie firma care să construiască lucrarea, să vină cu devizul și finanțarea. Care sunt proiectele pe care doriți să le implementați pentru coetnicii dumneavoastră din localitate? Deci, în primul și în primul rând, în primul și primul rând, geamia. Da. Sediul nostru care îl avem al Uniunii este într-o stare deplorabilă pentru că acoperișul curge. Suntem în situația de a repara și sediul Uniunii. În alegerile trecute sau mandatul trecut, prioritatea a fost asfaltarea. Primul proiect de asfaltare care s-a implementat a fost proiectul asfaltării cartierului vechi al satului, Vatra satului, adică cartierul turcesc, cum se spune acolo. Și tot cartierul în care stau etnicii noștri este asfaltat la ora actuală, este totul ok. Cum decurge colaborarea cu domnul primar și cu ceilalți colegi din administrația locală? Deocamdată este foarte bine. Aș dori pe această cale ca domnul primar să ne poată ajuta în obținerea autorizației de construcție, apoi și pentru finanțare, eventual cu ajutorul dumnealui să obținem și ceva bani din primărie pentru finanțarea geamiei. Domnule consilier, care este mesajul dumneavoastră către tinerii comunității tătare? Să continue tradițiile noastre tătărești,
să nu uită că de unde au plecat și să, cum să spun eu, să continue cu spectacole, cu limba tătară, să facă cursuri de limba tătară. Să noi să organizăm, am dorit să organizăm cu sprijinul domnului primar, să organizăm luptele curești care se țineau întotdeauna de ziua Comunei Lumina pe 9 mai. Am dorit să catim și să socializeze, să se întâlnească în diferite locuri și să facă, efectiv, să se cunoască. Avem Lumina, un mare poet, numele lui este Rashid Jebat, este mort al Aramatilesim, dar avem festivalul pe numele lui. Am dorit ca cu ajutorul domnului primar să reîncepem să organizăm festivalul acesta. Să trecem de perioada aceasta a pandemiei, să se mai relaxeze măsurile. Da, exact. Să trecem de pandemia, perioada pandemică și să măsurile să fie mai relaxante și să reușim să revenim la viața normală. Domnule consilier, vă mulțumesc foarte mult că ați venit în studiul emisiunii Tătari din România și sperăm să ne mai revedem și, de ce nu, poate de la activitățile la care vor începe cu siguranță, să sperăm, în această vară. Mulțumesc! Domnilor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția acordată. Aici se încheie emisiunea Tătari din România. Până la o nouă emisiune, nu uitați că ne puteți trimite întrebări sau ne puteți spune sugestii pe adresa de mail a emisiunii noastre. Vă doresc multă sănătate și aveți grijă de voi. La revedere! Yeah.